făcut, Adi? Ce mai faci? Ce ai făcut în ultimul an? În ultimul an am lucrat la un album care este produs în totalitate de Boier Bibescu. Majoritatea pieselor de pe acest album sunt inspirate din viața mea. Deja am finalizat o parte din piese și sperăm noi ca până în vara anului viitor să le lansăm pe toate. Tu ai scris piesele? Da, toate textele de pe acest album sunt compuse de mine. Și cum merge procesul de creație la tine? Durează până scrii o piesă sau ai inspirație de moment și o scrii? Acum s-a mai schimbat un pic. Muncesc mai mult la text pentru că vreau să iasă foarte bine, nu doar bine, și lucrez mai mult la text. Anul trecut ai câștigat România au talent. Ce ai făcut cu premiul? Cu premiul de la acest concurs am făcut niște investiții importante în viața mea. Am investit în noul meu videoclip. Mi-am renovat apartamentul pe care l-am moștenit de la părinții mei. Și m-am întreținut în perioada ce a urmat după concurs. Apartamentul părinților tăi este în București? Sau? Apartamentul pe care l-am moștenit de la părinții mei este în Focșani. Și acum stai în București cu chirie? Stau în București cu chirie, dar... Și cum merge? Te recunoaște lumea pe stradă? Ai devenit mai celebru? Ți se cer autografe pe stradă? Da, lumea mă recunoaște și fac poze, dau autografe, nu știu, e o altă lume. Sunt fericit că încă am rămas în mintea oamenilor și sper să îi mulțumesc și eu pe ei cu tot ceea ce încerc să fac. Și viața ta socială cum s-a schimbat? Cunoscut foarte multă lume nouă? Ți-ai făcut noi prieteni? Prieteni nu prea mi-am făcut pentru că am fost chitit pe treabă, așa cum se spune, și singurul prieten care l-am așa mai aproape este Boier Bibescu. Și iar cea care mă susține și mă încurajează este sora mea. Ce artiști te-au inspirat De-a lungul timpului, nu știu, ascult foarte mult artiști, mai mult artiști de afară îi ascult. În România nu pot spune că am un artist preferat și nici din afară nu am un artist preferat. Îmi plac toți pentru că muncesc și, nu știu, de la fiecare ai câte ceva de învățat. Poți să ne dai câteva nume? Nu știu ce să zic. Eminem, Ludacris, T-Pain, Busta Rhymes. Deci mai mult pe hip-hop. Mai mult pe hip-hop, da. Vrei să vorbim și despre viața personală un pic? Da, de ce nu? Că ai prietenă? Nu, n-am prietenă, am avut, dar acum nu mai am. Câteva cuvinte pentru cititoarele unica. Nu știu ce să... Fiți unicate, da. Citiți unica și fiți unicate.